Primăria Municipiului Deva și Centrul Cultural Dragan Muntean vă invită în perioada 13-15 mai la cea de-a 21-a ediție a Festivalului Național de Umor Liviu Oros, care se va desfășura la Centrul Cultural Dragan Muntean din Deva. Evenimentul va debuta vineri 13 mai la ora 19 cu o prezentare video intitulată Umorul în Jazz, realizată de Florian Lungu. Iată că și în anul 2022 ne întâlnim cu iubitorii de umor la cea de-a 21-a ediție a Festivalului Național de Umor Liviu Oros. Festivalul se va desfășura pe durata 3 zile și va debuta vineri, în data de 13 mai, de la ora 19, cu un moment special, zic eu, în cadrul festivalului, și anume Umorul în Jazz, prezentat de Florian Lungu, cu înregistrări audio-video insolite cu cei mai renumiți artiști de jazz din România și din afara țării. Ziua a doua va avea un program mult mai complex, care cuprinde vernisajul unei expoziții, decernarea premiilor de la un concurs național de epigrame, întâlniri cu cunoscuți caricaturiști și mai ales o terapie prin râs cu grupul Vouă. A doua zi, data de 14 mai, va debuta în holul mare al Centrului Cultural Dragan Muntean, începând cu ora 18, unde va avea loc vernisajul Salonului Național de Caricatură, precum și decernarea premiilor la concursul internațional de epigrame Epigramissima. Cei care vor fi prezenți la eveniment se vor întâlni cu doi mari caricaturiști din România, Criv și Gogu Neagoie, care vor realiza portrete grafice pentru toți cei care vor participa la eveniment. Seara de 14 mai se va încheia de la ora 19 cu un recital susținut de grupul Vouă. Maratonul de umor se va încheia duminică 15 mai cu o reprezentație teatrală a trupei Proscenium a Centrului Cultural Dragan Muntean din Deva, cu o piesă a celebrului dramaturg Matei Vișniec. Festivalul se va încheia duminică 15 mai cu piesa de teatru Omul din care a fost extras răul de Matei Vișniec, susținută de actorii trupei de teatru Proscenium a Centrului Cultural Dragan Muntean sub îndrumarea regizorului Mihai Lungeanu. Așadar, 3 zile de umor aici la Centrul Cultural Dragan Muntean și Municipiul Deva, și vă așteptăm cu mare drag să luați cu toții parte la cea de-a 21-a ediție a Festivalului Național de Umor Liviu Oros. Intrarea publicului la cea de-a 21-a ediție a Festivalului Național de Umor Liviu Oros de la Centrul Cultural Dragan Muntean din Deva este liberă.